S-a luat un video foarte rapid despre încărcarea bancului de baterii de trotinetă electrică de 48 de volți. Se mulțește, pentru că sunt 13 șiruri de baterii în serie, se mulțește 13 baterii ori 4,2, dă undeva la 54,6. Ia să vedem. Deci, 13 ori 4,2 mi-a dat 54,6. Eu am setat 54,5. Voi seta amperajul 0,6. De ce 0,6? Pentru că sursa mea nu e suficient de puternică ca și amperi. Îmi trebuie mai mult, de amperaj mai mare. Asta are 12V pe vreo 2A. Mi se oprește dacă setez mai mult de 0,6. Ăsta l-am la îndemână și cu ăsta îl voi folosi. Deci 0,6A, 54,5 și dau un OK. Încărcarea a început. Ce vreau să spun, acest tip de step-up, nu e și step-down, și step-up, este foarte bun pentru încărcarea oricărui banc de baterii, deoarece se testează tensiunea necesară. Și îl folosești unde ai nevoie. Numai că nu poți, de exemplu, bancurile mici de baterii până în 12V. Dacă nu mă înșel, acesta este minim 12V alimentarea. Și nu poți, de exemplu, să încarci un banc de baterii de 4,2, de 8,4, până în 12, de fapt, pentru că nu e și step-down. Recomandat ar fi cumpărat un step-down, step-up converter. Acela e mult mai bun, dar eu am unul, l-am prăjit, mai trebuie o piesă. Unul l-am, nu este în țară, de asta folosesc pe acesta. Simplu, ca bună ziua. Aici, iată, siguranța. Bimiesul foarte puțin călduț. Aici am bimiesul. Cam asta e tot. Cu acesta se poate încărca fără probleme. Ridică, nu știu, până la vreo 70 de volți sau 120. Ah, exact, tot sunt eu aici. Ia să vedem cât ridică. Oh, 120 de volți. Super. Să venim înapoi la 54,5. Deci, iată, 120 de volți. 54,2. Las 54. 54 am închis. 54. Perfect. Da, cam atât. Mulțumesc.